Codul Roșu și Portocaliu de Vijelii a făcut prăpăd în mai multe zone ale țării. Natura s-a dezlănțuit cu rafale ce au depășit și 100 de km pe oră, iar grindina a fost de dimensiuni foarte mari. Urmele bucăților de gheață căzute cu putere se puteau vedea pe fațadele mai multor clădiri. Acoperișuri au fost luate de vânt, multe grădini au fost distruse, iar mai mulți copaci au fost puși la pământ sau doborâți peste mașini. Totodată, mai mulți stâlpi de electricitate au fost puși la pământ. Multe străzi au fost inundate, vehiculele au rămas blocate pe străzi și unele semafoare nu au mai funcționat. Pe când agricultorilor, care reprezintă o sursă vitală de venit pentru multe familii, au fost complet distruse. Autoritățile din mai multe județe au declarat stare de urgență și au început evaluarea pagubelor, încercând să ofere ajutor cât mai rapid celor afectați. O viitură a inundat un drum comunal din localitatea Ardan, din județul Bistrița-Năsăud. Drumul este impracticabil deoarece apa are adâncimea de aproximativ 1,5 metri. 20 de gospodării sunt izolate. Reprezentanții instituției prefectului Bistrița-Năsăud, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și sistemul de gospodărire apelor Bistrița Năsăud s-au deplasat la fața locului pentru monitorizare și sprijinirea populației. A plouat foarte puternic și la Cluj-Napoca, iar tavanul unui mol a căzut. Din fericire, nu au fost victime. De asemenea, multe case au fost inundate în diverse zone ale orașului. În municipiul Târgu Jiu, un acoperiș a căzut peste mai multe mașini, fără a fi înregistrate victime, iar în orașul Turcen, grindina a spart geamurile mașinilor. Și în capitală și în județul Ilfov, pompierii au avut aproape 400 de intervenții după furtună, precizând că peste 100 de străzi și peste 200 de locuri gospodării și subsoluri au fost inundate, 60 de copaci și 7 stâlpi de electricitate au căzut și mai multe autoturisme au fost avariate. Autoritățile au emis mesaje ro-alert în toate județele țării.